Îi străpunge frigul până în oase, singuri și bolnavi. Așa i-am întâlnit pe bătrânii de la Centrul Comunitar pentru Persoane în Etate din satul Costești. Se întâmplă din cauza unor neînțelegeri dintre directorul centrului Elena Mereacre și primarul satului Vasile Borta. Acesta zice că centrul activează ilegal. Pe 18 martie, instituția a rămas fără aprovizionare cu gaze naturale și de atunci încoace bătrânii stau în frig. Prin iulie totul merge foarte bine. Deci centrul era la gestiunea primăriei. În iulie a început să meargă vorba că gata, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani și urmează ca centrul să fie închis. Elena Mereacre spune că a câștigat un concurs pentru un proiect de dezvoltare ca centrul să funcționeze, dar... Nu s-a ținut cont de părerea aceasta. N-a fost semnat nici contractul care mi l-a dat. Pur și simplu s-a dat, s-a emis o decizie că centrul respectiv este sistat. Și atât de la 1 octombrie și până în prezent centrul este sistat. Eu atunci am început să-l țin din resursele care le am, numai să nu închid centrul respectiv. Atunci m-am adresat cu o cerere către primărie să mă ajute măcar la achitarea ori salariilor, ori cheltuielilor comunale, a serviciilor comunale, fiindcă mă lasă, știți, disculță, mă lasă fără nimic în buget și eu nu pot să fiu în stare să achit aceste cheltuieli. Din 18 martie, aprovizionarea cu gaze naturale a fost sistată și de atunci bătrânii stau în frig. Nu stâns gaz. Nu stâns gaz, dar vedeți, noi avem aici persoane cu dizabilități. Avem bătrâni care sunt friguroși asta. Și iată ne stâns... Și de vineri stați fără încălzire? Și iată acum stăm fără încălzire. Bucătarii nu pot face mâncare la plita de gaz. Au procurat o plită electrică, dar e nevoie de foarte mult timp pentru a pregăti ceva. De exemplu, un terci pentru dejun e gata peste 2 ore, iar supa pentru prânz se face și mai mult. La aceasta facem mâncare și foarte greu se face. Și nu reușim. Și ieși peste 20. Și foarte greu lucrăm. Ce faceți acum? Ce acum facem o supă de legume. Și de exemplu în cât? De exemplu de dimineață pusă la foc și încă nu este gata. Plus la asta trebuie să facem și felul 2. Nici apa caldă, chiar nu au și spăla. Vine și pune la ceainic apă fiartă și o preface și cât de cât puțin se spală. Această femeie spune că nu-și mai simte picioarele de atâta frig. Doar e frig, fetelor, azi noapte mi-a înghețat cioare, eu sunt bolnavă. Și mi-a fost frig la cioare, înțelegi? Ea că am pus o pătură, e frig. V-ați îmbrăcat mai bine? Mi-am îmbrăcat, ea, și mi-a luat stanul. Aia, chiar ca să vii, să spun că mai aducă niște abade mai gros, halat de baică, o coftă. V-ați îmbrăcat, v-ați învelit bine și tot nu v-ați încălzit, da? Ei, dar păi, ne-am mai învelit o leacă, ne-am mai alt fel de-am dat. Deodată era frig dimineața când tremuram, m-am dus să mă spăr la omul valnic cu apă. Ei au niște mașteri, m-am subvârât o olgheat. Primarul localității spune că centrul funcționează ilegal și că gazul va fi conectat când va fi achitată datoria de 70.000 de lei. Doamna Mereacre funcționează ilegal cu centrul dat. N-ați înțeles? Ei au câștigat 450.000 până la anul nou să-și întrețină oameni fie și lucrători. Între care 3 luni de zile primăria le-a plătit salariul, dar ei nu le-a plătit salariul. Gazele, avem 70.000 care ei trebuie să le plătească și nu le-au plătit. În centrul comunitar pentru persoane în etate Speranța din satul Costești se află acum 13 persoane, toate cu nevoi speciale.